plătești o astfel de boltă persoana aia. Nu e că gata, ai făcut-o și e bun. Evident că energia aia care ai emis-o îi se va întoarce înapoi. Da? Că vorbirea mai înainte de energie emise și aia, dar tu ai buf! Când ai făcut așa și ai emis rău către altul, ai jurat pe unul să da așa și s-a prins și s-a dus că a fost boltă, vine și spre tine ceva. Că trebuie să înlocuiești energia aia cu ceva. Și trebuie să înlocuiești cu ceva care să fie plată la ce ai emis. Și de aia se zice că mai devreme sau mai târziu plătești, pentru că mai devreme sau mai târziu ți se întoarce, bum, volta aia drept în cap. Nu aia, alta, îți ceva similar ți se întoarce. Dar care nu neapărat se materializează în același plan al vieții. Dacă tu ai zis la să sărăcești, să nu știu ce, nu ți se întoarce neapărat sărăcie, să știți. Poate să ți se întoarcă boală, poate să ți se întoarcă orice altceva. Dar ceva din care să pierzi tu energie, adică să nu, de fapt să primești o energie atât de proastă încât să o echivalezi pe aia proastă care ai trimis-o tu către altcineva. Am mai făcut un curs de exerciții pentru curățări energetice. Bănuiesc că nu e. Au fost exerciții în ăștia practice. Să mai explicăm ce am explicat. Era chiar un curs video. Mai vă uitați pe el și ok. Gata, am terminat cu semestrul 1. Asta a făcut noi semestrul 1 în două cuvinte. În semestrul 2 o să facem în principal. Tot semestrul o să fie cam plin de și parte din semestrul următor de inițiere Atman. Pe sistemul Atman Spiritual Connection. Asta e un sistem cu făcut de mine, mi s-au trimis niște simboluri și a testat de mine vreo 2 ani, că l-am făcut eu în sistem, de fapt eu am primit niște simboluri și l-am asamblat la sfârșit într-un sistem. Sunt niște simboluri care umblă pe matrice. E, brevetat, da. Este un simbol care umblă pe matrice și scoate, adică ce ați muncit în primul semestru să faceți, să scăpați de blocaje, de frici, de neiertări, de nu știu ce, vă mai ajută în sensul ăsta, vă ajută foarte mult. Pe de o parte, face și mai mult, mult mai mult de atât, dar vă dă un ajutor în plus față de ce am muncit în semestrul întâi să scoatem prin propriile forțe. Și lucrează pe toate chakrele progresiv, lucrează pe câmpuri, pe corpuri, pardon, pe corpurile energetice și pe cel spiritual și le pune în matricea originală. Deci asta, una peste alta, asta face sistemul, prin toate simbolurile lui. Mamă, mă ustură gâtul, ce scuze. Are foarte multe simboluri, o să vi le dau să lucrați cu ele. Sunt simboluri de, nu de terapie, nu prea puteți face terapie cu ele, dar puteți face recalibrare de corpuri energetice, dacă vreți să faceți al cuiva ceva. Dar, în schimb, pe voi o să vă ajute foarte mult în evoluție, în dezvoltare, în evoluție spirituală, că deja asta e dincolo de dezvoltare, pentru că o să vedeți că odată cu săptămânal o să fie inițieri. Pe fiecare inițiere o să fie alte simboluri care o să vi le dau, o să vă arăt. O să vă fac și manualul, fiindcă vă spun sincer că n-am reușit să-l. Eu stau prost cu scrisul și scriu, n-am timp, dar o să-l scriu. Simbolurile le am, pentru că le am mai de mult și vi le dau, dar o să fac și manualul când ajungem acolo. Să vă fac și un curs video cu ce înseamnă sistemul exact, cu simbolul, cu să vă vorbim despre ele. Dar asta vreau să vă spun, că la seminariile live, în timpul ăsta în care noi o să tot facem inițieri, prima dată o să vorbim despre sistem o dată de două ori ce aveți voi întrebări, dar pentru că durează cât de cât mult până reușim să terminăm toate inițierile, la seminariile din timpul ăla în care se fac inițieri, o să mai discutăm și alte subiecte. Eu n-am mai scris în programă, fiindcă o să vedem ce idee o să ne vină, nici nu am vrut. Am vrut să fie chestii care să puneți voi întrebări, să mă, poate îmi vine și mie, uite, să vorbim despre nu știu ce astăzi. Deci o să discutăm în cadrul seminariilor ălora din timpul numeroaselor inițieri care o să fie, doar la început, o dată sau de două ori despre sistem. În rest, dacă sunt ceva lucruri de întrebat, dacă vi s-a părut la o inițiere că nu știu ce, asta nu durează mult. Și ca să avem ce vorbi și să fie util în timpul seminariilor din toată perioada asta, o să avem alte subiecte pe lângă. Da? Puteți să vă gândiți și voi dacă vă interesează ceva, să mai propuneți și voi să vorbim despre nu știu ce și vorbim. Deci astea sunt pe lângă programă care oricum
aveți programa și puteți să vedeți ce, adică subiecte în plus față de ce am scris în toată programa cursului. Sau aprofundăm anumite lucruri care le-am mai vorbit sau mai spun lucruri noi. Prima dată, data viitoare, săptămâna viitoare, marțea viitoare, de fapt, este în program o meditație de optimizare și energizare. O să vă fac eu meditația și să vă pun pe platformă acolo. Și după aceea începe inițierea. Este cursul și inițiere în gradul 1 deja. Ce aveți voi de făcut la fiecare, după fiecare săptămână între inițieri, este să meditați pe simbolurile respective pe care o să vi le dau, o să vi le pun pe platformă acolo la ionițuri și să vedeți, o să vedeți simbolurile și o să vă rog să vă concentrați un pic la ele, să faceți niște meditații pe simbol. Pentru că asta vă ajută să vă conectați mai bine, să vă refaceți mai bine matricele corpurilor. Oricum, simbolurile lucrează de sine stătător, fiindcă le vor fi băgate în aură. Dar folosește mai bine dacă voi, ca tema săptămânii, aveți așa, păi ce să fac eu? Uite ce să faceți, asta să faceți. Când avem inițiere, ai inițiere săptămâna asta și săptămâna viitoare ai iar inițiere. Păi și ce să fac în timpul ăsta? Programul zilnic și la meditația zilnică să faci, dacă vrei, printre altele, să faci și meditația pe simbolurile din săptămâna respectivă. Cam așa văd eu, dacă vreți să mă... Să faceți așa, eu așa aș vedea să faceți voi. Dacă considerați bine treaba asta, eu așa văd. Și o să facem, deci săptămâna viitoare meditație, săptămâna cealaltă deja începem inițierile. Și o să fie o inițiere pe săptămână, seminariile la după 2 săptămâni, cum au fost și până acum, și în seminariile alea nu vorbim de fiecare dată despre sistem, că n-am ce să vorbim atâta despre un sistem, da? Deci o să vorbim și despre alte lucruri care o să fie surpriză de fiecare dată. Mai cu o idee de la voi, mai cu o idee de la mine, eu am ce să vă spun, nu mie că n-am ce vorbi cu voi, dar dacă aveți și voi anumite idei pe care, subiecte despre care vreți să vorbim, puteți să-mi ziceți pe mail sau așa, ca să, sau chiar și în direct și vom vorbi pe lângă. Vom vorbi și pe lângă ce e în program. No, cam asta. Nu vă mai țin. Nu cred că am mai vrut să zic ceva. Aș prefera, aș vrea să vă rog, pe cât posibil, să plătiți în contul firmei că taxa de curs sau prin magazinul online care se plătește tot în contul firmei și vă dau factură după aceea în ambele cazuri. Dacă nu puteți, plătiți prin PayPal cu donație. Sau, și dacă plătiți în cardul de BRD, am să vă rog foarte, foarte mult să nu mai scrieți taxă curs și mai știu eu ce. Scrieți donație și cu asta basta. Dacă vreți o dovadă că ați plătit cursul, plătiți, cum v-am zis, în contul firmei și în